Zeci de elevi din clasele a 6-a și a 8-a de la școala gimnazială Păulești, însoțiți de profesorii Oprea Daniela Mic, Cristina Pop și Felicia Vida, au vizitat astăzi studioul Nord-Vest TV și redacția Gazetei de Nord-Vest în cadrul acțiunilor organizate în săptămâna școală altfel. Elevii au văzut redacția de știri a Nord-Vest TV, după care au intrat în studioul postului de televiziune în direct în cadrul emisiunii Ceaiul de dimineață realizată de DJ Gabi. Această meserie cere mult, mult sacrificiu. Lași pentru tine foarte puțin timp. Mergem să filmăm reportaje. Avem unele spectacole care țin, de exemplu, ieri am filmat un spectacol pentru sărbătorile de Paște, cu muzică populară. Eu personal am ajuns acolo la ora 11 și am terminat undeva la ora 19. Deci 8 ore le-am făcut într-un platou impropriu, datorită faptului că era destul de frig afară și sufla vântul, dar am dus emisiunea la capăt în mod fluent. O să o vedeți a doua zi de Paște. Tinerii au rămas impresionați de cele văzute, cu atât mai mult cu cât niciunul dintre ei nu a mai pășit vreodată într-un studio de televiziune, nici măcar profesoarele. DJ Gabi l-a prezentat pe scurt modul de lucru într-un studio TV, după care a invitat să viziteze și partea tehnică. Plăcut surprinși de cele văzute, atât elevii cât și cadrele didactice au mulțumit pentru primirea făcută, iar o parte dintre aceștia au declarat că își doresc să ajungă să lucreze vreodată într-un studio TV.